Zona liberă Giurgiu s-a redresat economic, în special după anul 2012, și în scurt timp a obținut și profit. La acest lucru a contribuit și sprijinul acordat de primărie și Consiliul Local. Relația este foarte bună în prezent și este chiar... A fost la fel, cum vă spuneam, din 2012, și mă refer la 2012 pentru că este un an de cotitură prin care administrația zonei a intrat pe profit din nou și în permanență a fost sprijinită de primărie și Consiliul Local, drept dovadă, cum vă spuneam, și de acea garanție care a fost nevoie a fi depusă, și o garanție destul de mare, care efectiv primăria a blocat-o în cadrul creditului nostru de refinanțare, în care s-a refinanțat toate creditele anterioare, și am fost ajutați atunci foarte mult de către primărie și ulterior prin faptul că de fiecare dată am fost încurajați în ceea ce am încercat să facem și am obținut sprijinul, dacă nu chiar financiar, să spunem, întotdeauna cât s-a putut, măcar cel logistic, prin reprezentanții Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor și în Consiliul de Administrație, care ne-au fost alături întotdeauna și care au înțeles problemele cu care ne confruntăm și au căutat să rezolve în cadrul Consiliului Local aceste probleme. Zona liberă și Primăria Giurgiu sunt parteneri și în cadrul unui proiect european de aproape 16 milioane de euro. Este vorba despre realizarea portului trimodal, în care cele două entități sunt partenere și cu o firmă privată.